Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Deschiderea de astăzi. Stăm astăzi de vorbă cu Lucian Isaac, director general al casei de brokeraj Est Invest. Salutare, Lucian! Bună dimineața! Înainte de a trece la perspectivele ședinței de astăzi, vreau să comentăm puțin pe marginea evenimentelor de ieri, 13 aprilie, de la Bursa de la București. Am avut așa în top 3 lichiditate Banca Transilvania cu 7 milioane de lei, crescând cu 0,24%, fondul proprietatea cu 5,2 milioane lei și cu un plus de 0,42% și Petrom, care a rămas la același preț cu cel din ședința de vineri, în contextul în care investitorii au tranzacționat 2 milioane de lei. Ai vreo surpriză aici la rulaj? Ca de obicei, nu este nimic surprinzător. Banca Transilvania este o prezență constantă în top 3, dacă nu chiar pe primul loc de fiecare, aproape de fiecare, în fiecare zi. Aș remarca evoluția Petrom, pe care eu aș fi văzut-o un pic mai pe plus, ca să zic așa, având în vedere că s-a tranșat în sfârșit diferendul între OPEC și Rusia pe de cealaltă parte, și speranțele mele strict legate de influența prețului țițeiului poate ar fi fost un pic mai ridicate la Petrom. În rest, o piață, ca să zicem așa, liniștită, cu un debut de ieri pe plus, după care ușor-ușor cotațiile au trecut în teritoriul negativ, BET-ul închizând, așa după cum ai spus și tu, cu 0,57% pe minus. Da, am avut un rulaj total de aproape 35 de milioane de lei, ușor peste tranzacțiile din ședința de vineri. Și ne-a mai adâncit un pic scăderea la BET, e de 16,8%. Cum ți se pare rulajul total și dinamica bursei? Ce să spun, rulajul se înscrie în media ultimei perioade, excepție făcând zilele cu volatilitate foarte mare, zilele agitate odată cu declanșarea pandemiei și cu tot cu avalanșa de zvonuri și de informații care au venit peste noi. Atunci au fost un pic, rulajele au fost cam vremurile bune ale bursei, ca să zicem așa, dar acum, în momentul ăsta, rulajul este undeva la o medie, ca să zic, constantă față de perioada care a trecut. Aș mai sesiza, apropo de rulaj, au fost doi emitenți cu tranzacții deal, Romgazul și Banca Transilvania. Dacă la Banca Transilvania prețul a fost la același nivel aproape la 2,07 prețul dealului, la Romgaz a fost cu un preț de 28,5, cu 4% mai jos decât referința zilei. De remarcat că volumul pentru fiecare dintre cele două dealuri a fost undeva la 1,6 milioane de lei. Nu. Asemănătoare ca valoare. Volumele aproape identice, 1,59, 1,60 și ceva, deci oarecum foarte asemănătoare. Iată, am avut o surpriză din partea Rompetrol Well Services, compania de servicii petroliere a Rompetrol, care, să zicem, a fost acțiunea zilei. Acțiunile au crescut cu 54%, aproape 54%, și are acum un plus de 36,4% de la începutul anului, în contextul în care avea anterior scădere în ultimele 6 luni. Pardon. Cum ți se pare evoluția Rompetrol? Așa cum bine ai spus, te rog. Da, spune. Așa cum bine ai spus, o surpriză plăcută de data asta, plăcută din punct de vedere al evoluției, evoluție care a fost determinată ca urmarea solicitării
a doi acționari, culmea, acționarul majoritar, nu știu care a avut inițiativa, dar clar semnarea, solicitarea de completare a ordinii de zi a adunării generale a venit din partea a doi acționari, acționarul majoritar, care are 73% caz mai caz, și un fond, KJK Balkan Holding, care are 10,67%. Deci împreună au un 83-84% aproape la sută din capitalul social al Rompetrol Oil Services. Și foarte interesant, deși inițial societatea, Consiliul de Administrație a societății a venit cu o propunere în convocarea adunării generale, cu o propunere de dividend de 0,03 lei pe acțiune, vorbind de la brut, solicitarea celor de acționari vine oarecum mai complexă. Adică sunt mai multe puncte și asta este din nou o remarcă pe care a trebuit să o avem în vedere, deoarece nu este un punct distinct care însumează toate cele trei surse de distribuția dividendelor, ci sunt trei puncte distincte. Automat, investitorii, văzând informația, s-au repezit cu ordine de cumpărare, ajungând astfel societatea, emitentul, la un maxim de 0,56 după ce s-a ridicat limita. Prețul de închidere a fost de 0,48, dar totuși cu o creștere de, așa cum ai spus și tu, de 53,85%. Da. Lucian, dacă Rompetrol a condus topul creșterilor așa, am avut SIF Transilvania cu creștere de 2,44% și cu un rulaj de 1,3 milioane lei și al Roslatina cu rulaj de 52,184 de lei, cu o creștere de 1,67%. Cum ți se par creșterile astea? E o surpriză aici? Nu este o surpriză. Așa cum știm cu toții, la SIF, mai ales la SIF Transilvania, sunt în momentul ăsta, sunt în pregătire adunările generale și aici fiecare dintre investitori încearcă să ia poziții în funcție și de comunicatele care mai apar, poate mai sunt propuneri de dividend suplimentare sau și atunci fiecare dintre investitori se poziționează într-un fel sau altul. La fel și la Alro este, ca să zic așa, în linie cu ce s-a întâmplat perioada precedentă, nu este nicio surpriză aici. La polul opus, cele mai mari scăderi au fost înregistrate de Turbomecanica cu un minus de 4,55% și un rulaj de 82.000 de lei. Romgaz cu o scădere de 4% pe tranzacții de 1,6 milioane lei și Oil Terminal cu o scădere de 3,8% și un rulaj de 128.573 de lei. Aici ce poți să spui de scădere? Aici aș remarca, ai pomenit de Romgaz, este vorba de, trebuie să privim distinct, este tranzacția deal, care, așa cum am menționat anterior, a fost cu un 4,04% față de prețul de referință în scădere și aici, mă rog, toată lumea știe, deal-urile au alte sunt privite altfel de către investitori, este o tranzacție în afara pieței. În rest, sunt evoluții oarecum normale, din păcate este foarte mare lichiditatea pe în afară de vedetele bursei, ca de obicei, societățile au lichiditate destul de scăzută și atunci orice ordin mai agresiv, într-un sens sau altul, poate să inducă o anumită tendință, ca să zic așa, în ziua respectivă. Nu este nimic spectaculos. Ok, ai vorbit mai devreme de solicitările de dividende de la Rompetrol Well Services. Am văzut în ultima vreme și am avut și în ediția de astăzi a Ziarului Financiar un material în pagina de burse referitor la solicitările de dividende din partea acționarilor minoritari. Am văzut câteva propuneri zilele acestea de acordare de dividende în contextul în care Consiliul de Administrație sau Directoratul
nu voia de fapt să, sau nu propusese repartizări de dividende. Am văzut la Compa Sibiu, acționarul NN Pensii a cerut dividende, la Socep Constanța, tot așa un acționar minoritar, și chiar la SIF Transilvania, despre care vorbeam mai devreme, un grup de acționari cu 5% au cerut un dividend mai mare. Asta chiar în plină criză determinată de pandemie. Cum ți se par solicitările acestea în această perioadă? Să spun că mi se par firești. Da, este o întrebare foarte dificilă. Acum trebuie să înțelegem, ai pomenit foarte bine, ai dat niște exemple în care fiecare dintre acționarii respectivelor societăți sunt la rândul lor, cum e cazul Compa, de exemplu. NN este, cu toată lumea, cu toții știm, un mare administrator de bani și deși bănuiesc că și-au făcut niște calcule de-a lungul timpului și nu știu acum. Una este solicitarea, conform legii, orice acționar care are peste 5%, așa cum spuneai și tu, poate să vină cu solicitarea către de completarea ordinii de zi a adunării generale. Acum, așa cum am spus, una este solicitarea, mai ales în cazul unor acționari minoritari, și alta este votul în adunarea generală. Trebuie să fim foarte, foarte atenți. Recomand investitorilor mult atenție când tratează, când văd știri de genul ăsta. Să fii un acționar care se bate pentru drepturile tale, cum este NN-ul, este de apreciat. Deși au considerat că au tot dreptul și au dreptul, într-adevăr, să ceară dividend. Acum rămâne de văzut dacă societatea respectivă, Compa, care stă foarte bine din punct de vedere al situației financiare, dar, pe de altă parte, este într-o industrie care suferă în momentul ăsta, cum este industria auto și este legată de, fiind furnizor de subansamble și, mă rog, este furnizor pentru industria auto, rămâne de văzut cum va trata acționarii, cum vor trata acționarii solicitarea NN. Aici aș face o remarcă și chiar este foarte interesant cum ai pus problema. Eu, nu numai eu, cred că și alți colegi din piață și alți investitori s-ar fi așteptat poate la o rată de distribuție, învățați fiind cu ce a fost în anii anteriori, având în vedere că acum situația pare din ceva chiar mai delicată decât ce am avut înainte, vorbesc situația economică și resursele financiare aflate la dispoziția guvernanților, ne-am fi așteptat că acolo unde statul este acționar majoritar să fie o rată de distribuție aproximativ la fel cu ce a fost în trecut. Din păcate, să zicem așa, pentru investitor, nici la Transgaz, nici la Romgaz, rata de distribuție nu a fost la nivelul anilor anteriori. Unii dintre colegii noștri se așteptau sau sperau că vor veni cu solicitări de completare a ordinii de zi, așa cum știți, în anii trecuți chiar statul, în calitate de acționar majoritar, a făcut solicitări de genul ăsta. Ia câte anul acesta nu s-a întâmplat nici la Transgaz, nici la Romgaz. La Transgaz termenul era, dacă nu mă știu, 10 aprilie de completarea ordinii de zi, iar la Romgaz era undeva pe 6 aprilie. Deci dacă se va pune, dacă, mă rog, va fi vreodată, se va pune problema unor distribuiri suplimentare din rezultatele financiare de anul trecut, acest lucru se va putea face doar printr-o convocare a unei alte adunări generale acționarilor. Deci pentru legile care au fost deja aprobate, care au fost convocate pentru aprobarea situației financiare, clar, dividendele sunt cele propuse de către consiliile de conducerea societății. Deci dacă vor dividende suplimentare, vor trebui să convoace din nou adunările generale. Exact. Și bineînțeles, nu știe, adică acest lucru nu cred că poate cineva să-l prevadă acum, dacă vor avea loc sau nu convocări de genul ăsta.
Lucian, uite, am avut tot așa în pagina de ieri, de astăzi, de fapt, a ziarului financiar, o evoluție a principalelor burse din Europa la începutul lunii aprilie. Luna trecută, în martie, de fapt, în T1, toate cele 28 de burse europene au închis în scădere. Iar la început de luna aprilie avem doar 3 burse în scădere. România a urcat foarte mult până pe locul 5 cu o creștere de 8,7%. Cum ți se pare? Pare că au avut așa un rebound. La ce să ne așteptăm? Se redeschid oare astăzi bursele? Da, bursele se redeschid astăzi. Apropo de evoluția pieței românești, atât vineri cât și ieri au fost, datorită Paștelui Catolic, bursele au fost închise, astăzi se redeschid. Legat de evoluție, chiar dacă nu mă înșel la voi, am văzut o știre cum că este săptămâna care a trecut, a fost cea mai bună săptămână din 2009 încoace. Eu cred că este mai degrabă un rebound tehnic, să zic așa, dacă îmi permiți. Este o revenire, cred că lumea a trecut în alt stadiu în ceea ce privește digerarea informațiilor despre nenorocirea de pandemie care s-a abătut peste întreaga lume. Și dacă de unde prima dată a fost panică, spaimă, mă rog, multe incertitudini, acum pare că lumea întreagă și bineînțeles și investitorii au început să treacă peste șocul inițial și să digere altfel informația. Asta nu înseamnă că evoluția va fi constant crescătoare, pentru că încă ne aflăm în toiul uraganului, ca să zic așa, nu știm, vedem știrile care vin dinspre comunicatori că nu știu dacă s-a atins vârful pandemiei, când va fi atins vârful pandemiei, vorbesc de țara noastră, nu știm încă ce va fi la nivel de economie, pentru că deocamdată toți ne păzim din punct de vedere al sănătății, toată lumea ne recomandă să lucrăm pe cât posibil de acasă, să ne rupem, să avem contacte cât mai puține, să socializăm cât mai puțin, dar nu știm încă ce va urma din punct de vedere al economiei. Și atunci mă bucur că piața a luat o gură de aer proaspăt, ca să zic așa, a trecut pe verde toată săptămâna trecută. În schimb, aș recomanda investitorilor prudență în perioada următoare. Deci la ce să ne așteptăm astăzi, Lucian? Cum o să deschidă bursa azi 14? Eu mă aștept tot la o evoluție mixtă, influențați fiind și de ce se va întâmpla pe piețele din jurul nostru, și aș vrea să fac o sugestie celor care doresc să intre în piață, și chiar am sesizat asta în punctul, și cred că toți colegii noștri au sesizat-o din piață, din ce în ce mai mulți investitori care încearcă, chiar investitori noi sau investitori care își reactivează conturile, încearcă să intre la cumpărare așteptând sau sperând că piața este pe minime. Nu, va fi greu de prins minimele care nu, e greu să spun investitor, gata, asta e minimul, intre la cumpărare. În schimb, recomandarea ar fi să intre progresiv la cumpărare, să urmărească pe intervale de, să zicem, o săptămână, evoluția unor acțiuni, să investească în momentul în care consideră oportun o sumă, să zicem, un 10-15% din disponibil, după care să urmărească din nou emitentul respectiv și săptămâna următoare să intre iar. Deci, progresiv și cu sume moderate. Progresiv și cu sume
sume moderate, așa cum ai spus, cum ai spus și tu. Bine. Deci, în continuare, pe termen mediu și, mă rog, scurt, mediu, încă mă aștept la volatilitate în piață și cred că prudența ar trebui să fie cuvântul de ordine. Bine, bine. Cu mine a fost Lucian Isaac, șeful Est Invest. Mulțumesc, Lucian, pentru că ai acceptat invitația. Mulțumesc și eu și investiții profitabile și multă sănătate vă doresc. Mulțumesc. Aceasta a fost emisiunea Deschiderea de astăzi. Eu sunt Tibi Oprea. Ne auzim în fiecare dimineață la 9:30. Succes la investiții profitabile!